Titova din Rusia, următoarea finalistă Republicii. O vom revedea pe această prințesă a gimnasticii ritmice, Maria Titova. Exercițiul cu mingea. O mică ratare dintr-o rulare. Un risc reușit. Un mic pas după această piruetă cambre. Foarte drăgălașă această gimnastă. Original această prindere. O singură turație în pireta în panșe. Exercițiu bun pentru Maria, așa cum îi spun apropiații. 17.400 pentru Melitina Staniuta. Aceeași dificultate, 8.5, mai bună la exerciție cu o zecime decât Alexandra Piscupescu. Rămâne pe poziția a doua, urmată de Daria Zvatovskaya, 17.200. Puntajele de până acum ale Alexandrei Piscupescu constituie recorduri de notare pentru ea în competiții internaționale. Vorbeam mai devreme că Alexandra ar fi primit tot la dificultate. Depinde din ce notă pleacă, pentru că maximul este de 10 puncte. Depinde de dificultatea exercițiului. Nu cred că la actualul nivel de pregătire, după ce s-a schimbat codul de punctaj, există vreo gimnastă care are nota de plecare la dificultate din 10. Nu știu, s-ar putea ca... Chiar am văzut o fișă.